Cei mai promițători tineri halterofili ai școlilor cu profil sportiv din Chișinău s-au întrecut la probele de smuls și aruncat. Organizatorii au dorit să verifice prin intermediul acestei competiții nivelul de pregătire fizică a sportivilor, dar și să identifice potențialii membrii pentru lotul național. Este un concurs de preselecție a tinerilor, copiilor de vârsta până la 17 ani și până la 20 de ani. Selectăm pentru a participa la diverse turneuri care se desfășoară mai târziu. În competiția masculină au participat 72 de sportivi, împărțiți în 11 categorii de greutate. Fetele, în schimb, au evoluat în cadrul unei singure categorii de tip mixt. Campioana municipiului Chișinău a devenit Ecaterina Câlcic, din orașul Comrat, deja maestră în sport la vârsta de 17 ani și multiplă campioană națională la haltere. La cea de-a treia încercare la proba de aruncat, sportiva a tentat să ridice o greutate de 102 kg, dar a cedat la limită și recordul ei personal a rămas la 101 kg. Заняла первое место, но данным результатом я не очень довольна, потому что я делала выше результат, но то, что усталость и каждое соревнование друг за другом я не успевала восстанавливаться. Сколько у тебя получилось поднять? В рывке 75 кг, в точке 90. Antrenorul sportivei a mărturisit și el că și-ar fi dorit ca Ecaterina să bată în cadrul acestui campionat municipal recordul ei personal. Vini zile назад проводили чемпионат Кубок Республики Молдова среди взрослых. Вот моя воспитанница Екатерина Калучик выступала, заняла второе место, показала очень хороший результат. Задача была на этих соревнованиях показать результат не хуже, чем на тех соревнованиях. В принципе, я очень доволен тем, что она, в принципе, показала. Următoarea etapă pentru halterofilii din Moldova va fi campionatul deschis la haltere din Autonomia Găgăuză, care se va desfășura în luna noiembrie.